fericit în primul rând pentru faptul că și-au dorit foarte mult să aducă bucurie oamenilor din Bistrița. Din păcate, astăzi Brăila a fost o lucră prea tare pentru noi. Suntem două formații cu obiective diferite. Cu siguranță că Brăila și-a propus să se termine pe podium, să iau medalie. Este la viitoare, joacă în cupele europene și le doresc din suflet să ajungă cât mai departe în cupa aia și să reprezinte cu mândrie România. Fericit și Brăila pentru victoria de astăzi. Însă cred că dacă n-aveam sincopa în cea de-a doua repriză, care am avut undeva la vreo 7 minute în care n-am dat gol, și dacă eram mai concentrat pe faza de finalizare, la 47 metri ratați, bine, fac parte din joc și normal că se ratează. La final, noi scorul nu te iartă. Însă una peste alta, sper să creștem de la meci la meci, ne așteaptă deplasare infernală la Craiova, o altă echipă care se bate pentru primele patru locuri din campionat. Și sper să ne echilibrăm cât de repede, să strângem rândurile, să mergem mai departe, pentru că suntem abia la început. Am debutat, pot să zic, cu stângul, însă una peste alta eu sunt mulțumit de dăruire și de modul în care fetele mele au abordat jocul de astăzi. Să dea bună Dumnezeu să, ca în cel mai scurt timp, să reușim să ducem, să strângem și puncte, să ducem mulțumire oamenilor care astăzi au fost un număr mare și la care le mulțumesc frumos că le-au susținut pe toată jocul.